Mare parte dintre unitățile de învățământ din municipiul Hunedoara au fost reabilitate sau sunt pe punctul de a primi o nouă înfățișare. O problemă însă o constituie neamenajarea unor curți din cadrul acestor școli. Edilul urbei Dan Bobouțanu spune însă că are deja în plan și astfel de proiecte, ba mai mult vor fi amenajate și parcări special pentru cadrele didactice. Nu o să neg niciodată că încă nu a reușit să aranjăm curțile școlilor așa cum mi-am dorit. Este o altă gândire a noastră, face parte dintr-un alt proiect și deja se va pune în aplicare în următoarele zile, începând cu școala generală numărul 6 din Piața Florilor, continuând cu școala primară, școala generală și liceul Traian Lalescu, mergând mai departe liceul Constantin Bursan. Am prevăzut aceste lucruri, nu se petrec peste noapte, ne cerem și noi scuze, nu reușim mai repede, nu că n-am dorit mai repede, dar avem în intenție ca toate curțile școlilor să beneficieze de terenuri de sport pentru copii, acolo unde este posibil să construim locuri de parcare pentru cadrele didactice, pentru că nu este ok că atunci când vii la școală, angajat fiind al acelei școli, să nu ai unde să-ți parchezi mașina, deoarece locurile de parcare sunt ocupate de către cetățenii din zonă. Nu este ok ca elev sau ca părinte să faci slalom printre mașini când vii sau când pleci de la școală și intenționăm ca în curțile școlilor, unde este posibil, să facem inclusiv locuri de parcare și vom face acest locuri de parcare. Gândim în așa fel încât ei să fie mulțumiți ca și cum am fi noi în situația dânșilor.